Diana, te rog, grăbește-te. Nastia, de fapt, eu ar trebui să fiu după Diana. Am fost aici prima, nu-mi pasă. Răbdare, lăsați-mă să mă dau cu glos. Diana, atâta timp cât tu ești șefa, ar trebui să pui oglinzi în toate băile. Sunt mulți elevi, dar există doar o oglindă. Așa e, și eu zic că ne-ar trebui o oglindă până în pământ. Fetelor, dacă pun o oglindă până în pământ, ne-am petrece tot timpul în fața ei. Nastia, grăbește-te, stăm după tine. Așteaptă, Iana, încă nici n-am deschis glos. Fetelor, lăsați-ne să mergem la toaletă. Ceea de la etaj ocupat, asta la fel. Se machiază. Auziți asta, se ceartă din cauza oglinzii. Deschideți. Băieți, și voi trebuie să vă machiați? Ok, haideți. Să ne antrenăm, Diana. Haide. Repede. În sfârșit. Smiley, eu merg primul la baie. Și eu vreau. Ok, fetelor, avem antrenament acum. Cum suntem noi? Cool. Vor veni și banii, la fel și basketbaliștii. Deci trebuie să fim cel mai cool. Da, cel mai cool. Fetelor, nu e vorba de frumusețe, ci de antrenament. La ce vă gândiți? Băieții nu o să se uite la părul vostru, ci la cum vă antrenați. Înțelegeți? Bine. Să mergem. Oh, fetelor, uitați-vă! Frogs au decis să se antreneze lângă noi. Normal că și Frogs au nevoie de atenție. Și mereu se iau după noi. Fetelor, lăsați-le. Oricine se ia după majoritatea banii, toți vor să fie ca noi. Ok, fetelor, opriți-vă. Voi vă credeți cool? Noi ne credem cool. Fetelor, cum suntem? Cool! Da, e bine să fim cool. Dar de ce ne copiază? Diana, nu te îngrijora, rămânem cele mai bune. De acord. Da, băi, ne vom antrena acum. Să faceți o treabă bună, rataților. Hei, Smiley, nu suntem ratați. Am zis asta doar ca să vă încurajez. Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Frogs sunt super, Frogs sunt cool. Majoretele Frogs vor câștiga. Bine, Frogs, acum ne vom antrena. Deci nu mai țipați. Mai există încă un teren. De ce faceți mereu ce facem noi? De ce? Mereu încearcă să fie ca noi, dar nu au cum. Nu au. Bine, fetelor, trebuie să câștigăm chiar acum. Așa e, fetelor, începem? Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Fetelor, acum e rândul nostru. Strigați așa tare că se ne audă toți vecinii. Frogs sunt super, Frogs sunt cool. Măsurețele Frogs vor câștiga. Fetelor, să le arătăm cât de tare putem striga. Să le arătăm. Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Băieți, uitați-vă, Frogs încearcă să fie mai bune ca banii. Dar Frogs sunt foarte slabe. Băieți, normal că sunt slabe. Fetele noastre sunt profesioniste, de celelalte abia au început. Se susține majoretele banii. Banii, banii, banii. Cele mai tari. Trebuie neapărat să strigați, să ne acoperiți, să ne antrenăm. Băieți, lăsați-ne să ne antrenăm. Vă rugăm. Banii. Basketbaliștii nu-și deloc gentlemen. Să continuăm. Fetelor, ați văzut asta? Băieții noștri ne susțin. Să continuăm. Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Ok, fetelor, majoretele sunt ocupate. Să mergem să stăm cu noul barman. Dar el e cu Nastia. Maruşca, și ce? Nu putem flirta cu el? Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Fetelor, nu cred că ies împreună de mult timp. Nastia mereu chiulește de la școală, dar el vrea o relație stabilă. Bine, să mergem. Banii e cool, suntem cele mai tari. Bla, 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 Nastia, acum iubitul tău va fi al nostru. Da, sper doar ca Diana să nu vadă. Iulia, ce e o poză? Haideți. După ce a zis asta... Fabian și-a lăsat prietenul. Bună, Ice! Ce faci aici? Cum te simți? Bună, fetelor, învăț pentru că nu e nimeni la cafenea. Vreți să comandați? Sau? Nu, doar am venit pe aici. Jumătate de școală lipsește, majoretele se antrenează, ne plictiseam și am venit să te vedem.
Probabil și tu te plictisești. Nu, nu mă plictisesc, învăț. Vreți să comandați ceva? Nu vrei să le faci fetelor rețeta ta de la te? Ne așteptăm să le faci și nouă din moment ce mereu le faci majoretelor. Da, ne așteptăm să bem din lateul tău delicios. Ok, fetelor, dacă ați venit aici să flirtați cu mine, nu o să meargă, pentru că eu sunt cu Nastia. Nu flirtăm. Doar fă-ne câte un late, îți vom plăti mai târziu. Da, da, îți vom plăti. Nu, fetelor, nu mai împrumut nimic la nimeni. La fel ca cafenele am împrumutat adolescenților o grămadă de bani. Acum pot învăța, vă rog. Haideți. Nu suntem adolescente. Suntem fete normale, o să-ți dăm înapoi banii. Nu costă așa de mult. Costea, vreau să mă mut la altă școală. Dima, iar? Costea nu mai s-o pot să văd cum Diana e cu Smiley și se poartă așa. Dima, Diana nu e așa din cauza lui Smiley, e majoretă, se antrenează. Costea, crezi că stai într-o amendă? Orice se poate întâmpla. Crezi că Diana se va mărita cu mine într-o zi? Ia zi. Dima, nu știu. Costea, se poate întâmpla. Simt că suntem făcuți unul pentru celălalt. Dima, nu vrei să vorbim de fotbal? Fotbaliștilor. Dați-le niște bani pentru cafenea. Băiți, o să vii de mâine înapoi, pe bune. Părinții mi-au dat bani să-mi iau bicicletă nouă și nu mai am. Da, o să vii de mâine înapoi, chiar vrem pizza. Am zis, dar când o să-mi dați aia 10 lei înapoi? Și mie aia 30, când mi dați înapoi? Băiți, asta a fost acum un an, încă țineți minte? Sunteți așa zgârciți, fotbaliștilor. Ok, băi, să mergem. Haideți. Dați-ne, dați-ne. Costea, nu le da atenție, deci ce zici? Se va mărita Diana cu mine? Nu. Costea, vei vedea că da. Ok, băi, să mergem să-i zicem... Hai să ne poți da niște pizza? Nu o să vrea să ne dea. O să-i zicea că-i dăm bani înapoi mâine, cu mult bacșiș, da. Bine, să mergem. Hai, salut! Nu înțeleg. Gigi? O, băieți bună, Artiom, sunt aici, pe canapea. Și de ce stă Gigi lângă Ice? Iulia? Băieți, îl ajutăm să-și facă temele. Patre, ghiși ce, nici măcar nu ne-a dat câte un lapte. E un băiat zgârcit. Băieți, ne puteți cumpăra câte un latte? Fetelor, știți, am venit aici ca să-l rugăm să ne dea pizza. Hai, să putem vorbi un pic? Pizza, și eu vreau pizza. Da, spuneți, am rămas doar cu salam și șuncă. Nu ne pasă ce a mai rămas. Dă-ne tot ce ai. Ador orice pizza, chiar și aia care are numai sos. Da, vezi, doar nu mai puneți gumă sub masă, altfel vă pun să o curățați singuri. Este un băiat normal, o să ne dea pizza. Și cum o să plătim? Să-i dăm mâine bani și bacșiș. Uitați, băiți, aici e pizza cu salam, 24 de lei, vă rog. Haideți. Ce? Împrumutăm? Cum adică? Să-ți dau banii mâine și bacșiș. Ce, băieți, nu vă dau nimic. V-am zis, nici nouă nu ne-au făcut lateuri. Vreau pizza. Vă sunteți trei fete frumoase. Trebuie merge să flirtească el ca să vă dea pizza. Hai, Gigi, am văzut cum se uită la tine. Patrick, ce? Am încercat, a zis că nu. Da, fetelor, chiar mă enervează. O să merg să vorbesc cu ele. Du-te, Diana. Diana, vine. O să vorbim cu ea. Knopat, se pare ok? Cât timp o să mai faceți asta? Mereu umblați după noi. Diana, voi vă antrenați și noi ne antrenăm. Ați venit să vă antrenați pe teren, la fel și noi, e un teren comun. De cine mă antrena pe iarbă și nu pe teren? Plus că sunt aici și sunt basketbaliști, ne place aici, se uită la noi. Credeți că se uită basketbaliști și la voi? Nu ne uităm. Diana, care-i faza? Niciuna, n-au vrut să asculte deloc. Și ce putem face acum? Știu ce putem face, trebuie să atragem toată atenția basketbaliștilor. Trebuie asta. Și cum vom face asta? Vom zbura. Poftim? Adică pe bune, vom zbura împreună. Și eu? Nu, tu nu. Fetelor, e ultimul antrenament. Da, vom da un coș de 3 puncte și voi ne veți susține. Eu primul. Începem! Basketbaliștii noștri sunt cei mai tari! Basketbaliștii noștri vor câștiga! Basketbaliștii noștri sunt vulturii! Basketbaliștii noștri sunt cei mai tari! Basketbaliștii noștri vor câștiga! Basketbaliștii noștri sunt vulturii! Oh! Le-a plăcut coșul meu de 3 puncte, mă! Vulturii! Ce? Pentru basketbaliștii noștri? Ați uitat că nu voi susțineți echipa asta, ci noi suntem cu basketbaliștii? Da, fetelor, voi susțineți altă echipă, ce-i greșit cu voi? Asta e chiar enervant. Stai, calmează-te! Fetelor, s-au enervat! În curând vor vedea de ce suntem capabile. Fetelor, să mergem să le spunem basketbaliștilor. Smiley, ți se pare ok? E bine să ai o echipă, dar cu două e și mai bine.
Poftim? Noi suntem majoretele voastre, nu Frogs? Brăvațchi, nu înțeleg ce înseamnă asta, ce zic ele? Eu nu am făcut nimic, știi? Sprijinul este mereu un lucru bun. Max! Leale, ar trebui să înțelegi că basketbaliștii culau mereu mulți fani. Stai. Smiley, dar nu vezi că ele încearcă să ne copieze? Ești orb sau ce? Nu doar că sorbi, băieți, vă aplaudă niște fete și voi vă bucurați. Cum adică niște fete? Ele sunt Frogs, iar voi sunteți banii. Mișto să ai două echipe de majorete. A, deci e mișto, Smiley, atunci mă despar de tine. De ce? Uite așa, acum lasă-le pe Frog să fie majoretele tale. Max, relația noastră s-a terminat. Și a noastră la fel, Brovatsky. Dar noi ce am făcut? Suntem simpli basketbaliști. Noi nu mai suntem majoretele voastre de acum încolo. Ați înțeles? Aleluia! Acum Frogzalea vă vor susține. Iar noi ne vom găsi basketbaliști noi pe care să-i sprijinim. Poftim! Da, basketbaliștii noștri sunt vulturii. Noroc cu broaștele voastre. Uac, uac. Suntem echipa voastră. Plecați. Nu sunteți majoretele noastre. Băieți, acum ce vom face? Să găsim majoretele noastre banii. Frogs, nu vă mai țineți după noi. Sunt supărată pe Smiley și eu pe Provalor. Știu cu ce am greșit. Avem nevoie de timp. Da, Smiley, te-am iertat de atâtea ori, o să mă mai gândesc. Dragilor, dați like, abonați-vă la canal. Credeți că ar trebui să iertăm pe basketbaliști? Spuneți-ne în comentarii. Ok, papa. Papa. Sper să nu se împace. Deci, Costi, ai văzut? Am văzut. Ți-am zis că o să fie cu mine. Dima, Diana și Smiley încă sunt împreună la școală. O să vezi că eu și Diana ne vom mărita. Smiley, deci nu înțelegi că dacă majoretele astea se duc acolo... Da, Diana, nu doar că sunt orbi. Nu. Banii super, banii sunt cool. Majoretele banii vor câștiga.